În continuare, ne vom ocupa de o problemă foarte asemănătoare cu problema din secțiunea anterioară, și anume, avem un triunghi ABC cu bisectoarea AD. M este mijlocul lui AB, CM se intersectează cu AD în E, iar BE se intersectează cu AC în F. Trebuie să aflăm AF știind că AB e 2 și AC e 4. În această situație avem un triunghi cu trei drepte concurente. Acestea se numesc ceviene în triunghiul ABC. Și atunci, pentru că AD, CM și BF sunt ceviene, adică sunt concurente. Din teorema lui Ceva ne rezultă că produsul rapoartelor determinate de D, M și F pe laturile triunghiului este 1. D-ul se află pe BC și atunci o să avem DB pe DC, de înmulți cu. F-ul se află pe AC și atunci o să avem FC pe FA, l-am așezat pe C la numărător, deoarece a mai fost la numitor. Aceasta este regula, după care nu veți putea încurca rapoartele oricât de mult ați încerca. Iar M-ul se află pe AB. A a fost jos și o să vină MA pe MB atunci. Ce cunoaștem dintre rapoartele astea? Evident îl știm pe MA pe MB, este 1. Dar îl mai știu și pe DB pe DC. Întrucât AD este bisectoare, ne rezultă din teorema bisectoarei că DB pe DC este BA pe AC. Adică 2 pe 4, deci 1 pe 2. Deoarece raportul laturilor e 1 pe 2 și raportul segmentelor determinate de bisectoare este tot 1 pe 2. Și atunci, dacă îl știm pe DB pe DC, e 1 pe 2, înseamnă că FC pe FA va fi 2. Și întrucât FC are două părți și FA are o singură parte, înseamnă că AF este o treime din AC. O treime din AC, adică 4 pe 3. De această dată am folosit teorema lui Ceva și teorema bisectoarei. Ambele teoreme, rezultate foarte puternice.